Galeria de Artă Frezia din Deja găzduit astăzi un vernisaj de pictură ce poartă semnătura artistului Cosmin Movilă. Acesta este cel mai tânăr artist care a expus la Galeria de Artă Frezia din Dej. Pictorul s-a născut la București în anul 1984 și se mândrește cu mai multe expoziții personale în orașe precum București, Brașov, Câmpul Lung și Bârlad. Lucrările sale vor rămâne expuse la Dej timp de 3 săptămâni. Aceasta reprezintă cea de-a treia expoziție organizată în acest an la Galeria de Artă Frezia din Dej. Mai multe detalii aflați din materialul următor. Domnule Mureșan, vă rog să ne spuneți ce eveniment găzduiește Galeria de Artă Frezia astăzi. Găzduim cea de-a treia expoziție din acest an. Primii au fost Dejeni, după aceea am avut expoziția unui francez și acum avem un tânăr de la București. Este vorba de tânărul Cosmin Movilă, cel mai tânăr expozant din cât am avut vreodată în galeria aceasta. Încă n-am plinit 28 de ani, dar este deja un artist despre care se vorbește foarte, foarte bine. Câte zile va rămâne expusă expoziția? Ca de obicei, 3 săptămâni. După 3 săptămâni pregătim cea următoare expoziție, care va fi cea de-a patra. Nu știu exact cine va fi cel de-al patra, dar probabil că tatăl pictorului, pentru că și el este fiul unui mare pictor. Este vorba tot de un pictor care l-a descălit pe el până la un moment dat, îl cheamă cu același nume, Minu Movilă, și după aceea, sigur că mentorul lui cel mai important a fost profesorul Paștina de la București, dar urmându-l pe tatăl lui, urmând pe Paștina, vizitând muzeele și toate celelalte, a reușit să creeze lucrări originale, deci fără să se lase influențat prea mult de toți aceștia, ci luând de la ei numai ceea ce era folositor. Cum credeți că vor primi Dejenii lucrările de astăzi? Nu cred că cu mare bucurie, pentru că sunt senine. De altfel și în ceea ce voi spune eu la începutul expoziției, vreau să leg expoziția aceasta de ziua de 1 martie și de început de primăvară, timid, dar pe care l-așteptam de multă vreme. Spuneți-mi în primul rând cu câte lucrări ați venit astăzi la Dej. Sunt un număr de 42 de lucrări, muncă tehnică, ulei pe pânză. Ce reprezintă aceste lucrări? Văd în spatele dumneavoastră chiar niște balerine. Da, sunt subiectele clasice ale picturii, peisaje, naturi statice, personaje de carnaval, balerine, flori. Din câte știu, vă aflați pentru prima dată la Dej. Ce părere v-ați făcut despre Dej, așa, din câte ați văzut, despre oraș? Pentru prima oară, sunt pentru a doua oară la Dej, dar pentru prima oară când expun. Dejul este un oraș extraordinar. Pe locuitorii acestui oraș îi invidiez, pentru că sunt stăpânitorii unui loc minunat, plin de căldură, luminos, liniștit, senin. Este un loc în care îmi doresc să revin și din care, sincer, nu prea vine să mai plec. Având în vedere că este pentru prima dată când expuneți lucrări la Dej, cum credeți că vor fi lucrările dumneavoastră apreciate de Dejeni? Eu îmi doresc să vină să vadă expoziția și îmi doresc să rămân în sufletul dumneavoastră măcar o lucrare. Sper să le placă din toată inima și îi aștept cu toată dragostea.